Au trecut mai bine de 75 de ani de când Adolf Hitler, infamul lider nazist, s-a împușcat mortal într-un buncăr din Berlin. În deceniile care au trecut, Germania pare să se fi schimbat dincolo de orice recunoaștere. În timp ce Germania lui Hitler reprezenta prejudecată și violență, Germania de azi poate mai bine cunoscută ca un loc al eficienței raționale și al bogăției. Ce părere ar avea liderul nazist despre Germania de azi, și poate mai important ce ar face germanii cu el? Aceasta e o întrebare la care încearcă să răspundă Look Who's Back, un film lansat în 2015, bazat pe romanul bestseller cu același nume din 2012 al lui Timur Vermes. Rezultatele sunt surprinzătoare și poate puțin tulburătoare, așa cum vom observa. Așadar, haideți să vedem împreună ce s-ar întâmpla dacă Adolf Hitler s-ar trezi în secolul 21 și ce efecte ar avea asupra Germaniei și umanității. Obținerea puterii de către Hitler Înainte să vedem cum ar fi lumea cu Hitler în viață, e bine să înțelegem și cum acesta a obținut puterea acum 90 de ani. Hitler și-a început ascensiunea la putere în politica germană după ce a servit Germania în primul război mondial. În vara lui 1921, acesta a preluat controlul partidului, numit Partidul Național Socialist al Muncitorilor Germani și a început să lucreze pentru a-i spori importanța în politica germană. A făcut acest lucru prin discursurile sale publice caracteristice referitoare la opiniile sale despre starea Germaniei, Hitler era un maestru al discursului public în sensul că era carismatic și pasionat atunci când vorbea. Inspirat parțial de Benito Mussolini din Italia, Hitler a decis în 1923 că partidul nazist va trebui să preia puterea în Germania prin utilizarea forței. În 1923 noiembrie, Hitler a condus un fel de lovitură de stat la o berărie care a reprezentat încercarea partidului nazist de a prelua controlul guvernului german. Puciul de la berărie, așa cum a fost numit, a fost un eșec, iar Hitler a fost judecat pentru trădare. În cadrul unui proces destul de spectaculos în care Hitler a încercat să întoarcă situația și să judece democrația și guvernul german ca trădător ai poporului german, a fost condamnat la 5 ani de închisoare. În cele din urmă a fost eliberat condiționat, a executat doar puțin peste 8 luni de închisoare de la pronunțarea sentinței la începutul lui 1924. Hitler a folosit timpul petrecut la închisoare pentru a-și gândi strategia politică și pentru a scrie primul volum al cărții sale, mai în care era o relatare autobiografică a mișcării sale și a ideologiei care stă la baza acesteia. Ideologia lui Hitler la acea vreme se axa pe naționalismul german extrem, antisemitismul sau anticomunismul. În 1925, Hitler a promis că va folosi doar mijloace legale pentru a-și promova politica, iar în decurs de doi ani sprijinul pentru partidul nazist a crescut. Până în 1928, numărul membrilor naziști era de aproximativ 100.000, iar aceștia au continuat să câștige popularitate pe baza ușurării promise de Hitler a problemelor economice care afectau Germania. Hitler a dat vina pentru multe din problemele economice ale Germaniei pe o varietate de grupuri, cum ar fi comuniștii, evrei și guvernul german. De asemenea, Hitler a câștigat sprijin în rândul oamenilor din toate clasele din Germania, deoarece era văzut ca un bun lider care putea să redea mândria germană. Prin efortul neobosit al lui Hitler până în 1932, Partidul Nazist avea 800.000 de, de membri și devenise cel mai mare partid din Reichstag, care era Parlamentul German. Apoi, la 23 martie 1933, Reichstagul German a adoptat Actul de Abilitare, care i-a acordat lui Hitler și cabinetului autoritatea de a adopta legi fără participarea Reichstagului timp de 4 ani. Acest lucru i-a permis lui Hitler și partidului nazist să interzică toate celelalte partide politice, iar Germania a încetat să mai fie o țară democratică și a devenit o dictatură sub conducerea lui Adolf Hitler. Președintele german Hindenburg a semnat legea de abilitare sub presiune publică a unei preluări a puterii de către comuniști și pe baza popularității partidului nazist și a lui Hitler. Președintele Hindenburg a murit la 2 august 1934. În loc să organizeze noi alegeri prezidențiale, cabinetului Hitler a adoptat o lege care a proclamat Președinția inactivă și-a transferat rolul și puterile șefului de stat lui Hitler în calitate de Führer. În calitate de șef de stat, acesta devenea acum comandantul suprem al forțelor armate. Ascensiunea lui Hitler la conducerea Germaniei era completă. Ceea ce s-a întâmplat ulterior e foarte bine cunoscut. Hitler, prin invadarea Poloniei din septembrie 1939, a dus la declanșarea celui de-al doilea război mondial. De asemenea, în timpul războiului, acesta va ucide milioane de evrei în taberele de concentrare de pe teritoriul polonez și german, fenomenul fiind foarte bine Cunoscut sub numele de Holocaust. Germania pierde însă războiul, iar la finalul acestuia, în 1945-30 aprilie, pentru a nu fi capturat de aliații occidentali care au luptat împotriva sa, Hitler se va sinucide într-un bunker din Berlin. Hitler în secolul 21. Filmul de care am vorbit și pe care ne vom baza pentru a înțelege unele aspecte urmează o intrigă simplă, aproape fără sens. Din motive care nu sunt niciodată explicate, Hitler reapare ca prin magie într-un proiect de locuințe din Berlinul de Est, aproape de locul bunkerului în care s-a sinucis. După o întâlnire întâmplătoare cu un producător de televiziune, el pune la cale un complot pentru a deveni o vedetă media. Mare parte din începutul filmului se concentrează pe surpriza lui Hitler cu privire la modul în care s-a schimbat lumea din 45 încoace. Fostul lider nazist s-a declarat șocat de faptul că Polonia încă mai există. Dezgustul său față de democrația modernă a Germaniei este clar. Angela Merkel este descrisă ca fiind o femeie stângace cu carisma unui tăiței umed, doar Partidul Verde, cu scopul său de a conserva natura germană, trezește vreo simpatie din partea lui Hitler. Mă bucur că Goebbels. Nu a văzut niciodată asta, strigă el după ce descoperă că televiziunea germană modernă e plină de emisiuni culinare și reality show-uri. Ceea ce e mai surprinzător e modul în care germanii obișnuiți reacționează la Hitler. Marele concept al filmului e că în scenele în care Hitler se întâlnește cu oameni obișnuiți pentru proiectul sau media, acești oameni sunt cu adevărat oameni obișnuiți, cetățeni germani care nu știau de realizarea respectivului film. Filmul estompează astfel granița dintre realitate și ficțiune cu oameni reali care interacționează cu o reprezentare fictivă a lui Hitler. Distribuția și echipa de filmare au străbătut țara, punându-l pe Hitler să interacționeze cu oameni obișnuiți. Cei mai mulți dintre aceștia au reacționat la vederea unuia din cei mai josnici lideri ai secolului 20 cu entuziasm și amuzament. Aceștia au făcut poze cu temutul lider nazist și au executat celebrul salut hitlerist. Chiar și imigranții non-europeni păreau să fie fericiți să-l vadă pe liderul nazist. Realizatorul filmului a spus că producătorii săi i-au cerut să includă mai multe reacții negative în film, dar nu au putut. Doar două persoane au reacționat negativ la Hitler în cele aproximativ 300 de ore de filmare. Un incident negativ, a spus realizatorul filmului, a fost atunci când Hitler conducea printr-un cartier din Berlin, cunoscut pentru inclinațiile sale de stânga în spectrul politic, iar un bărbat a venit peste el și a smuls pălăria. Deși această scenă nu a fost inclusă în film, o altă a fost inclusă. În orașul Bavarez, Beirut, un bărbat se îndrepta spre Hitler în timp ce acesta desena caricaturi ale oamenilor într-o piață pentru a-și exprima furia. În 2014, dacă cineva vine în piața centrală din Beirut, pretinzând că e Hitler și dacă acest lucru e tolerat de publicul larg, atunci trebuie să spun, asta este rău pentru Germania. Spune bărbatul cu un zâmbet dureros pe față. Și dacă ar fi fost după mine, v-aș fi alungat. Reacția în mare parte pozitivă față de Hitler în rândul germanilor poate aminti unora de modul în care Mao Zedong e tratat în China sau Iosif Stalin în unele părți ale Rusiei. Realizatorul filmului a spus că acest lucru l-a frapat și pe el. Dacă l-ai pune pe un tricou, cred că oamenii l-ar cumpăra, a spus el. Cu toate astea, deși se așteaptă să găsească mulți care să-l găsească amuzant pe Hitler, realizatorul a spus că a fost surprins să constate că atât de mulți oameni și-ar exprima în mod deschis dezgustul față de imigrație și democrație. Când Hitler a întrebat o femeie de unde vin problemele din Germania, aceasta a arătat imediat spre străinii care sosesc. Un alt bărbat îi spune că imigranții din Africa trag în jos IQ-ul mediu al Germaniei cu aproximativ 20%. Noi, germanii, nu avem voie să deschidem gura pentru că încă avem acest stigmat, i-a spus la un moment dat un bărbat lui Hitler, gesticulând în spatele lui. Într-o scenă deosebit de îngrijorătoare, Hitler reușește cu ușurință să convingă un grup de fani de fotbal să atace un alt factor care face comentarii antigermane. Realizatorul filmului a declarat că echipa nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple atât de ușor și a trebuit să intervină pentru a ajuta. Chiar l-ar fi bătut complet dacă nu l-am fi oprit noi, a spus el. A fost atât de ușor să-i convingem să facă asta. Urmărind filmul, ceea ce pare remarcabil este cât de ușor oamenii cu aparență normală și exprimau aceste opinii în timp ce se aflau în fața unui bărbat îmbrăcat ca Hitler. Aceste opinii extreme nu vin de la periferie, ci din centru, a spus realizatorul nu de la neonaziști, ci de la oameni normali din clasa de mijloc. Filmul dovedește astfel că inclusiv în secolul 21, dacă Hitler ar reapărea în Germania, cu siguranță ar fi popular și ar fi votat de mulți dintre germani. Sprijinul pentru acesta e surprinzător de mare, iar asta poate fi un semnal de alarmă, în contextul în care Hitler cu siguranță ar avea acces la rețele de socializare pentru a-și transmite mesajele, e clar cât de grav ar fi situația pentru Germania și întreaga omenire. Dacă Hitler ar reapărea în Germania și ar prelua puterea cu siguranță, democrația din cea mai bogată țară europeană ar dispărea. De asemenea, Hitler, cu siguranță, dacă ar ajunge iarăși în fruntea statului, ar scoate țara din UE și NATO și ar încerca să se alieze cu state precum Rusia, Iran sau Corea de Nord. Practic, ar duce Germania pe un făgaș anormal de dezvoltare. Vestea bună e că Hitler nu va mai putea reapărea printre noi vreodată. În acest moment, acesta ar avea peste 130 de ani, fiind cel mai bătrân om în viață. Probabil că la 130 de ani nu s-ar mai gândi să facă politică sau război, sau cel puțin așa sperăm, și chiar dacă ar reînvia prin minune, probabil statul german l-ar judeca pentru crimele sale comise și nu ar sta prea mult în libertate. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!